CSMR și ți-a învins categoric formația Timișul Șag cu scorul de 4-0 în cel de-al doilea amical al iernii, după ce în partida precedentă s-a impus cu același scor în fața celor de la CSM Deva. Pe lista marcatorilor și-au trecut numele Drăghiceanu și Burlacu în prima repriză, respectiv Cristia și Mediop în cea de-a doua parte a jocului. CSM Reșița va disputa viitorul meci amical pe teren propriu în compania celor de la Jiul Petroșani, formație de Liga 3-a. Partida va avea loc vineri. Important e că a marcat, ne face bucurie că faptul că ajungem în fața porții, că marcăm, dar la fel de adevărat că nici nu primim goluri. Important este să continuăm, avem o echipă solidă, să muncim în continuare, că nu este ușor în această perioadă, dar mă bucur pentru ei că și marchează și la fel de adevărat că nici nu primim gol. Un test util, o echipă care cu siguranță va fi într-un eșalon superior sau cel puțin așa o arată și echipa adversă cu jucători foști în Liga 1 și chiar și în Liga 2 și atunci chiar își pun mari speranțe și am văzut și astăzi un antrenor tânăr, Sârghean Luchin, un antrenor de viitor, un băiat pe care eu l-am avut ca elev la Dinamo și știu ce fel de om este, cât de mult își dorește și cât de implicat este. Bravo lui și oricum vreau să-i felicit pentru că chiar dacă este Liga 4, nu arată și nivelul jucătorilor este mult mai sus.